Toaletă la preț de apartament. Primăria Sinaia a plătit 52.000 de euro pentru un WC public inteligent. Nu doar autoritățile locale din Sinaia au investit însă sume mari de bani în astfel de toalete inteligente. La sfârșitul anului trecut, un astfel de WC a fost montat, de exemplu, și în Brașov. Cristi Georgescu ne spune mai mult despre această investiție. Cristi, te ascultă. Bun găsit, 52.000 de euro este suma plătită de către primăria Sinaia pentru achiziționarea și montarea toaletei ecologice. Dacă am face o analiză, am putea spune că tot cu aceiași bani am putea cumpăra un apartament de pildă sau trei mașini Dacia. Toaleta a fost montată chiar în centrul stațiunii. Aceasta a costat atât de mult pentru că este una inteligentă care funcționează automat și are funcție de autocurățare după fiecare utilizare de asemenea. Toaleta este adaptată și pentru persoanele cu dizabilități. Totodată, după fiecare utilizare, se declanșează curățarea și dezinfecția automată a podelei cabinei, curățarea, dezinfecția și uscarea vasului toaletei în interior și exterior, dar și ventilația și parfumarea cabinei. Dispune și de un sistem electronic automat pe bază de senzori no-touch pentru deschiderea și închiderea ușii, care se deschide și în caz de urgență. Nu doar autoritățile locale din Sinaia au investit sume mari de bani într-o astfel de toaletă inteligentă. La sfârșitul anului trecut, un astfel de WC a fost montat și în Brașov. Investiția totală de aici a fost de 55.000 de euro, parte a unui proiect pilot al primăriei Brașov.